Strada principală din orașul Murgeni. Ne-am fi dorit să ne aflăm pe bulevardul din orașul Murgeni. Iată, este un adevărat spectacol, spectacol al muncii, al gospodăriei și, de ce nu, al frumosului de primăvară. Ce se întâmplă aici? După o ea care, așa toată lumea știe cum a trecut, așa și probleme am avut cu zăpada, cu cantitățile mari de zăpadă care au fost, așa, drumurile noastre arată cam vai de capul lor. În acest moment se efectuează operație de plombare, așa, am concentrat toate eforturile noastre de la primărie, plus o parte din salariații de la drumurile naționale și încercăm să facem o treabă serioasă privind acoperirea acestor gropi care lasă de dorit pentru circulația rutieră, pentru noi pietoni. Despre fonduri, domnul primar? Fonduri, nu putem vorbi despre fonduri, deocamdată bugetele noastre sunt foarte sărace și cum o bucurie nu vine niciodată singură, conturile noastre sunt blocate, știți dumneavoastră că există în instanță de judecată un proces între Consiliul Județean și Prefectura Vaslui. Deocamdată nu știm când se va debloca conturile, nu știm când se termină în instanță, se termină acțiunea, dar totuși sperăm că să fie cât mai repede, că dacă este mai repede, asta este un beneficiu nostru. Dacă nu am fi în criză, cu siguranță că aici s-ar termina asfalt peste tot. Sigur, da, și s-ar merita, fiindcă stratul de asfalt este foarte subțire, acoperă o parte din granitul care a fost pavat mai înainte această stradă, așa. Stratul este foarte subțire și de multe ori pică, se sparge când trec mașinile grele. E, tot în această, zic eu, luna care vine, scot la licitație și modernizarea trotuarelor. Am deja bani, am proiect, am avizit tot, numai să demarează de lucrare. Domnul primar, faptul că nu suntem la primul nostru interviu și că noi, echipa mobilă, am scos în evidență destule aspecte frumoase ale orașului domnului voastre, v-a rugat totuși să ne spuneți la oră, la o întrebare caldă, ce se întâmplă cu proiectele mari ale primăriei, ale consiliului local? Îmi pare rău că trebuie să arăt o latură negativă privind proiectele mari. Am 9 obiective începute și neterminate. Sunt parte dintre ele sunt în derulare, sunt rezolvate aproximativ 60-70%, dar din cauza lipsei de fonduri suferă. Mergeți o dovadă, am chiar aici în centru o școală care este rezolvată cred că 60% așa. Din anul din 2009 n-am mai primit niciun leu și asta, construcția suferă atât fizic cât și moral. Domnul primar, sunteți cunoscut și recunoscut ca unul din cei mai buni primari din județul Vaslui. Ați primit și diplome în sensul ăsta și le-am văzut eu. V-a rugat de la acest lucru să apreciați spre ce ne îndreptăm, ce se va întâmpla și cum ești îndrepit. Eu nu zic că sunt unul dintre cei mai buni primari, poate sunt și primari mai buni. Problema principală este că dacă ai fonduri, așa, poți să faci lucrări. Și zic eu că comunitățile noastre, de asta ne-au ales să-i reprezentăm pe ei. Și mai mult decât atât, noi aici locuim și vrem și noi ca să arate localitățile noastre, așa după rangul lor, așa cum a fost înscris. Când se va termina criza? Opinie personală? Nu știu. Părerea mea este că va mai trece o perioadă bună de timp, așa, ani. Vorbesc în ani când se va termina criza în țara noastră. Dar noi vă mulțumim, vă dorim succes la cât mai multe realizări și, de ce nu, la finalizarea proiectului pe care l-ați început. Mulțumesc mult!